Tăierea arborilor poate aduce amenzi uriașe. Persoanele care doresc să toaleteze sau să defrișeze un copac trebuie să știe că este obligatoriu nevoie de o autorizație sau un aviz eliberat de primăria de care aparține. Persoanele care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Iar pentru tăierea arborilor ocrotiți de lege, cum este nucul, oamenii pot scoate din buzunar chiar și 10.000 de lei. La prima vedere, poate părea o simplă acțiune gospodărească. În realitate, pentru toaletarea sau tăierea copacilor de pe domeniul public, este necesar un aviz emis de primărie, iar întreaga operațiune trebuie să se desfășoare conform legislației în vigoare. Altfel, cel care face tăierile riscă amenzi serioase. În primul rând, toți pomii, toți arborii aflați pe domeniul public sunt tăiați sau toaletați doar de către reprezentanții primăriei municipiului de Oveta, domnul Severin. Persoanele private nu au voie conform legii să taie sau să toaleteze copaci aflați pe domeniul public. În schimb, ca și procedură, dacă cineva dorește ca primăria municipiului Drobeta Turnul Severin fie să taie un arbore, fie să-l toaleteze, va face o cerere în acest sens către registratura primăriei municipiului Drobeta Turnul Severin. Primăria municipiului va lua toate avizele necesare, pentru că pentru orice tăiere de copac este nevoie, în primul rând, de aviz de la Agenția de Mediu, iar mai mult decât atât, există anumiți copaci care sunt protejați prin lege, cum ar fi nucul, cum ar fi alți copaci, pentru care este nevoie și de aviz de la Direcția de Agricolă din cadrul Ministerului Agriculturii. De asemenea, există și arborii ocrotiți de lege, iar tăierea acestora, fie de pe domeniul public, fie de pe domeniul privat, poate aduce amenzi usturătoare. Conform legii pomiculturii 348 din 2003, sunt două specii protejate, nucul și castanul comestibil. Pentru a fi tăiați, trebuie să se respecte niște condiții speciale. Una din ele ar fi ca mai mult de 60% din ramuri să fie uscate. Alta este să fie într-o zonă în care sunt utilități publice și este neapărat necesară defrișarea pentru a permite construirea unor obiective de interes public sau pe aliniamentele de lângă drumurile naționale, unde acești pompi pot pune în pericol siguranța circulației. În afara acestor trei situații, nu este permisă tăierea arborilor, cel mult se poate face o toaletare a ramurilor care deranjează fire de curent sau anumite locuințe și așa mai departe. Și președinții asociațiilor de proprietari atrag atenția locatarilor cu privire la respectarea acțiunilor de toaletare și de tăiere a copacilor din spațiile publice. Pentru tăiere se impune neapărat ca să ceară aprobarea primăriei. Dar eu sunt împotriva tăierii oricărui arbore, cât de mic al fi el, sau numai dacă prezintă un pericol pentru o locuință, pentru orice, atunci trebuie tăiat. Și au nevoie să primească o serie de avize, din câte știu. Exact, de la mediu și de la primărie. Potrivit legii, tăierea neautorizată a arborilor se sancționează cu amenzi usturătoare de la 200 la 1000 de lei pentru persoanele fizice și de la 1000 de lei la 5000 de lei pentru persoanele juridice.